Interviews for Hope și televiziunea M9 TV din Mureș prezintă din nou o emisiune specială cu oameni special, adică cu un domn special, profesor Bogdan Rațiu. Bogdan are o putere de a transmite idei fenomenală. Bogdan, domn profesor, binevenit la Interviews for Hope. Mersi de invitație. Spune-mi, te rog, care a fost parcursul ăsta tău de tânăr din Mureș în a ajunge profesor de limba română? Sincer, am pornit-o greu cu profesoratul, pentru că nu mă așteptam să fiu prof de română. N-aveam nici în glin, nici în mânecă la începutul școlii cu limba română, treptat, de prin liceu. De prin liceu a venit dorința de a fi prof de română. Aveam o profesoară foarte mișto, de la care am învățat multe. Deci contează un profesor bun. Da. A, sunt profesor, dar vorbesc destul de democratic. Deci să nu... Da, a fost interesant în sensul în care am încercat de prin liceu. De când mi-am pus eu așa în minte că poate ar fi fain să fiu profesor de limba română, să încep să citesc și abia atunci am început să citesc mai mult. Am o mare perioadă din viața mea de elev în care n-am citit. Abia prin liceu am descoperit și după aceea în facultate cred că am început să înțeleg cu adevărat ce înseamnă meseria. Și când am intrat în câmpul muncii, atunci să vezi cum am dat de greu, de probleme, de provocări și după câțiva ani mi-am dat seama că e ceea ce îmi place să fac. Unde ai făcut facultatea? Aici, la Mureș. La Mureș. Născut, filologie. Trăit, tot aici. Și făcut numai limba română sau română, engleză, română, franceză? Limba română, limba franceză. Limba franceză. Uh-huh. Spune-mi, care sunt bucuriile unui profesor de limbă română în această perioadă a planetei noastre? Acum ți-aș răspunde în două moduri. Pentru că eu sunt profesor al liceul Boioi, unde elevii mei sunt maghiari. Până anul acesta acolo am fost activat. Da. Da, în același timp sunt asociat și la universitatea aici, în Târgu Mureș, și predau studenților didactică. Îi pregătesc așa să devină următorii profesori care să marcheze destinele elevilor și tot așa le zic eu frumos. Și predau și în centrul meu educațional și acolo e altfel de sunt un altfel de profesor, mai degrabă profesor de lectură. Deci răspunsul ar fi pe trei paliere. La Boioi am înțeles ce înseamnă să fii și să clădești limba în mintea copiilor și să le formezi această competență de comunicare treptat și cu foarte multă finețe. Cred că anii în care am fost la Boioi m-au ajutat să înțeleg cum funcționează limba foarte bine și satisfacția mea a fost în momentul în care vedeam pe elevii mei că vorbesc ca mine. Pentru că acolo mimetismul e mult mai rapid. Fiind elev maghiar, înveți limba română de la profesorul tău, în special prin imitație. Știi? Excelent, și pentru că e... profesor român, predai limba română la maghiare. Exact. Chiar mă interesează care a fost... Da, în clasa 12, să știi că e o satisfacție. Mai ales când sunt la probă orală și aud cum frazează și cum încearcă să imite din modul în care eu vorbesc, acolo e o satisfacție totală. Când le predau studenților, îmi place mai degrabă după câțiva ani că le-am fost acolo. Când îi văd profesori și îi văd mândri de copiilor. Acolo e o altfel de satisfacție și acolo să știi că mă uit așa ca un bătrânel înțelept și zic, uite mă, ce fain merg lucrurile. Și când lucrez pe lectură, acolo e satisfacția că formez cititori. Cititori de cursă lungă, le spun eu, care încep și învață cu mine primele reguli ale lecturii, între ghilimele reguli, și ulterior sunt liber să citească ce vor, dar să facă lectura adevărată. Bogdan, știu că tu ai ieșit din învățământ și ți-ai creat un fel de centru al tău educațional în care tu predai tehnicile tale, cum ar veni. Ce faci? Da, spune despre povestea asta, că se pare foarte tare. Să nu zicem, am ieșit, fac o pauză. Fac o pauză în care încerc să-mi dau seama încotro să o iau sau ce trebuie să fac și unde impactul meu e mai puternic. Da, am un centru educațional în care mă ocup de literatură, de limbă, în toate formele posibile. Și mă interesează mai degrabă să fac ceea ce știu că merită pentru copil. Sunt de obicei omul formelor, lupt împotriva formelor fără fond. Îmi doresc ca ceea ce fac la clasă sau ceea ce fac cu elevul să aibă impact și să-l formez cu adevărat, nu doar să-i umplu timpul. Și recunosc că
ultima perioadă cât am stat la școală, simțeam că nu e ceea ce vreau să fac, nu mă reprezintă și nu mai am același impact asupra elevilor. Și acum, în centrul meu, încerc să aplic ceea ce eu citesc. Pentru că nu sunt un profesor care are, toată lumea spune că sunt carismatic, că îi atrag pe elevi, că vorbesc pe limba lor. Ești dar carismatic. Să știi, mersi, dar să știi că stă foarte mult studiu în spate. Deci nu sunt normal. Un profesor care face doar pentru că are experiență treabă la clasă, ci pentru că stau foarte mult și citesc și mă formez continuu și încerc să ofer calitate, chiar dacă uneori sunt șocant și pentru elevi și pentru părinți la început, dar treptat se învață și își dau seama în timp că mintea lor și modul în care receptează literatura sau modul în care utilizează limba e diferit. Spune-mi, literatura poate să te ajute să îți ridici comunitatea din care faci parte? Eu tot asta sper. Adică? Tot asta sper în sensul în care mă gândesc că la un moment dat, nu doar literatura, ci toată educația trebuie să ne reconfigureze societatea. Iar literatura, în special, pentru că are acea zonă a valorilor, a afectivului, a trăirilor, pe care dacă știi să jonglezi cu ele la clasă, dacă știi să adresezi întrebarea cum trebuie, dacă tu ca profesor ești un model pentru elevii tăi și tu ai niște valori în spate care dinamizează tot discursul, mi se pare că la un moment dat elevii, când ajung adulți și deja sunt în câmpul muncii, să știi că au altă percepție despre realitate, alt punct de vedere și un alt mod de a pune punctul pe ei. Wow, cred, sper. Grozav. Bogdane, spune, ce citesc elevii în ziua de astăzi? Ceea ce le recomanzi tu? Ce preferă? Citesc roman, să zic, românesc, roman de afară? Acum, și aici răspunsul ar trebui să fie în mai multe direcții. Nu se mai citește foarte mult din clasici venind de la ei. Pentru că se aude foarte des în mass media, în spațiu public, elevul sau opera lui Slaviș nu mai are relevanță pentru viața elevului de astăzi. Eu nu cred asta. Bineînțeles că nu. Eu, dincolo de lecturile pe care le propun elevilor, nu mă prea duc pe edițiile astea care apar pentru adolescenți, care fac furori. Eu sunt mai clasic. În sensul în care îți cer să citești literatura adevărată, îmi place să văd în ei că găsesc un sens, dar pentru asta eu ca profesor trebuie să am un anumit talent de a pune întrebarea, de a ști care e finalitatea cărții, eu prima dată să o înțeleg foarte bine pentru viața mea și să văd după aceea în lumea lui unde și are sensul. Și atunci elevii încep să citească. Acum nu mă iluzionez eu să spun, Doamne, cât citesc. Nu, cred că sunt mai multe tipologii. Mă bucur că citesc operele clasice pe care le propun, operele de canon. Mă bucur că pot deja să vadă valoarea unui text și că, sau fac aici o paranteză, cred că feedback-ul pe care îl primești peste ani, când întâlnești cu ei și spun, știți că mi s-a întâmplat ce a zis la ora aceea când am analizat acea scenă. Pentru că îmi place foarte mult să-i duc dincolo de text, să duc textul în viața lor, să-i fac să se problematizeze și treptat să devină cititori de cărți adevărate. Și atunci citesc. Citesc și cred că alegerile lor se rafinează în timp. Foarte frumos, foarte frumos, Bogdan. Eu mi-amintesc când eram în școala generală, aveam acel card de bibliotecă, să mai abonează copiii la bibliotecă. E prima lecție din clasa noua. De obicei, când îi întâlnesc în clasa noua, le spun primul lucru, drumul la bibliotecă, vorbești cu doamna bibliotecară frumos, completezi fișa de înscriere și începem să mergem la bibliotecă. Și la început, trebuie să recunosc că îi forțez să citească și treptat, undeva prin a 11-a, încep să citească și de drag și își mai caută opere după preferințele lor. Spune-mi, tu, ca om, ce îți place, care scriitor te-a mișcat cel mai mult? Sau ce îți place? Care epocă? Sau știu eu, ce te atinge? Să știi că nu sunt așa
un cititor focalizat pe un anumit scriitor sau pe o anumită carte. Am avut mai multe etape în care am știut că acele cărți mă ajută pe mine să mă formez. Pentru mine lectura de aici a venit, să mă formez pe mine. N-a venit lectură de plăcere neapărat, ci știam că dacă depun efort să înțeleg textul, și nu știu de unde mi-a venit. Ai conștientizat-o asta atunci? Da, da, da. Am conștientizat încă cred că din ultimul an de liceu deja citeam pentru a mă forma și știam că literatura acolo mă va duce unde eu îmi doresc dacă pun bazele așa cum trebuie. Și am avut o perioadă în care am fost foarte apropiat de Blaga, de Lucian Blaga. După aceea, când a fost să fac doctorat, am stat foarte mult să mă gândesc. Și cumva m-am dus în zona postmodernismului, m-am dus spre Mircea Cărtărescu și am încercat în zona aceea să aprofundez și să mă raportez altfel la literatura contemporană. Astăzi citesc foarte multă poezie. Citesc poezie, ce așa, abonat la editura Max Blecher și cam tot ce apare acolo îmi iau și încerc să fiu la zi, pentru că îmi place să interpretez poezia și îmi place să-i fac pe elevii mei să citească poezie. Mi se pare că acolo îți dai examenul tău de profesor cu adevărat când faci poezie la clasă. Și acum am pe noptieră, citesc și ceva volum de eseuri, dar aveam Roxandra Cesereanu, Sofia Română. Ok. O carte apărută la editura Max Blecher. Nu de mult mi-am cumpărat-o și asta spuneam, citesc poezie, dar foarte mult în această perioadă citesc carte științifică, pentru că încerc să scriu foarte mult în zona asta educațională. Deci tu ți-ai dat un doctorat. Spune da. Un pic despre doctoratul. Mi-am dat un doctorat aici la Mureș. La Mureș? La Mureș. În critică literară, în studii literare. Cu o teză pe Mircea Cărtărescu, pe opera lui Mircea Cărtărescu. Am discutat din perspectiva poeticii dublului și am încercat să trec cu acest tip de poetică prin toată opera autorului. Au fost ani în care m-am format, de fapt, ca cititor. Și în care am încercat să nu mă rezum doar la o ipoteză și la câteva cărți, ci am citit destul de arborescent, am trecut dintr-o carte într-alta, până mi-am dat seama și până am reușit să conștientizez eu de fapt cum e să stai cu textul în față ca cercetător. Am avut și profesori care m-au învățat treptat să-mi rafinez modul de a gândi textul și interpretarea și să știi că le-am transferat foarte rapid la clasă. Niciodată n-am crezut că, stai puțin, că elevii nu pot interpreta atât de mult, nu pot ajunge în profunzimea textului. Am zis, hai că pariez, hai să mergem și să facem ceva cu ei. Foarte frumos, Bogdan. Vorbeam la început despre tehnicile tale. Spune câteva cuvinte despre tehnica asta ta nouă de a... Nu neapărat că e nouă. Sau a ta, personal. Știi ce fac? Eu citesc. Eu citesc foarte mult în zona de didactică, în zona criticii literare, teorie literară. Și încerc să le pun toate într-un discurs al elevului, foarte aproape de elev. La început, în carieră, vorbeam extrem de elevat și mă duceam la clasă așa cu un discurs de profesor de română, știi? Da. Mă gândeam eu super elegant și mi-am dat seama la un moment dat, stai puțin, de pentru cine îmi fac meseria? Și tot așa zic, dar totuși eu pentru copilul acela care încă n-ajunge la discursul meu. Deci eu construiesc lumea aceasta a receptării textului și mi-am schimbat undeva prin anul 2 de învățământ, am zis gata, nu se mai poate așa, oi fi eu cu limbajul la purtător, dar cred că trebuie să cobor la nivelul elevului și să-l ridic pe el. Și atunci mi-am format mai degrabă conștiința didactică și atunci am înțeles că dacă vorbesc mai pe limba elevului, dacă sunt mai apropiat de lumea lui, reușesc să-l ridic mult mai rapid, să vadă empatia mea și în discursul pe care l-am. Și atunci încerc să creez, sincer, receptarea de text ca pe un spectacol, în care utilizez mass media, filme, publicitate, reclame, clipuri ca pretext, trec în opere clasice, de acolo încep să fiu arborescent în cultură și să le arăt tot felul de reinterpretări ale temei sau modul în care un autor există sau coexistă cu alți autori, cu epoci și încerc să fiu foarte dinamic.
cred că ăsta e cuvântul. Tehnica mea este să fiu dinamic în limbaj, în abordare și să te scot din zona de confort. Deci la ora la mine lucrurile stai liniștit. E extraordinar, Bogdan, pentru că tu ajuți copiii să-și folosească imaginația, să probabil să-i ghidezi pe ce le place, nu? Și imaginația, și mă duc foarte mult în zona de a recepta critic un text, de a gândi critic din mai multe perspective. Exact. Nu te las liniștit să-mi dai un singur răspuns sau, știi, se mai spune la limba română, pun un pic de vrăjeală, spune-i un, doi, scriu un pic din text și gata, răspunsul poate fi corect. Nu, nu, nu. Mă interesează foarte mult să văd perspective multiple de a înțelege lumea, că iei textul, că poți să vezi în interiorul lui, că vezi un pic mai mult decât ceea ce ți se dă de zi cu zi. Foarte, foarte frumos, Bogdan, chiar îmi place mult partea asta, mai ales că eu sunt pe partea și eu de imaginație, de creativitate, de a fi dinamic. Dacă vorbim de colegii tăi profesori de limbă română, da, au aceeași abordare ca a ta, aproape de a ta, sau tu vezi altfel? Vezi de colegii tăi? Mai un pic sunt altfel. Adică cred că sunt altfel, eu sunt de fel mai liber, să știi, adică nu sunt chiar depus așa ca model neapărat, de asta mi-a și fost puțin greu să găsesc școala în care mă simt perfect, știi, în care, pentru că m-am dus după principiu, direcțiunea mă lasă să fac ceea ce eu cred de cuvință, să formez elevul așa cum știu. Aici la liceul Boiei m-au lăsat, mi-au dat mână liberă, du-te, fă-ți treaba, și am reușit să fac și mi-am dat seama că sunt diferit de ceilalți, mai ales în discurs. Sunt mult mai jovial, mult mai dinamic. Nu văd cu atâta patos literatura. Nu știu știu să vorbesc doar dacă mă prefac. Deci nu-mi place discursul fardat, nu-l suport. Nu-l suport fardul pe idei și nu suport patosul. Deci pasiunea aceea... A fi teatral. Da, nu. Nu, deci nu mergi la teatru des. La teatru mă pot duce des, dar nu-mi place în viața de zi cu zi, în diminețile copiilor mei, să vorbesc teatral. Nu e pentru mine. Nu e pentru mine. Poate aici sunt diferit. Mai sunt diferit poate pentru că nu folosesc manuale, nu folosesc auxiliare, nu știu ce înseamnă asta, niciodată n-am folosit, pentru că mi-am zis că îmi vor distruge creativitatea în timp și atunci eu îmi văd ora ca pe un spectacol, cum îți spuneam mai devreme, în care chiar dacă sunt jovial, chiar dacă la un moment dat zici, uite, sunt momente de stand-up comedy, dar uită-te că la un moment dat vorbește super elevat de un anumit concept, aduce foarte multe referințe, deci cumva e un joc continuu al ideilor și eu cred că copiii noștri de asta au nevoie, mai ales tinerii care cumva la oră trebuie să-i faci să uite că au telefonul în buzunar sau în mână, știi? Și de asta cred că sunt un pic diferit. Nu cred că spun neapărat la final într-un comentariu de bacalaureat sau în modul în care te învăț bacalaureatul, dar cred că drumul până a face acea analiză e diferit. Bogdan, oficialități. Spune-mi, îți place cum e condus sistemul acesta românesc pe partea de învățământ? De asta am ieșit pentru anul acesta. Deci îți place. Da, eu nu mă prea regăsesc. Deci, sincer, spun că toată lumea a interpretat de ce nu am început în septembrie școala și nimeni nu înțelegea că nu mă regăsesc. Că valorile mele și modul în care eu înțeleg să fac educație, școală, mă diferă de ce se întâmplă în acest moment. Și atunci am zis, hai să nu fiu viciat și eu, hai să fac o pauză, repoziționez ideile, modul în care vreau să fac educație și mai văd. Mi se pare că doar supraviețui. Ăsta e cuvântul. Iar eu, ca fel, ți-am spus, sunt mai liber, cred în emancipare și nu cred doar în niște valori de supraviețuire. Și cred că îmi rezum discursul despre ceea ce se întâmplă doar la atât. Bravo, Bogdan, dacă ar fi toți ca tine, sigur țara s-ar ridica sus la stele mult mai iute. Poate pentru că sunt harnic. Harnic, inteligent și cu imaginație. Nu știu dacă le am pe celelalte, dar știu că ei sunt harnic. Și eu muncesc. De când mă trezesc până mă culc, sunt un om care muncește. Mă întrebai chiar când am ajuns ce faci. Muncesc. Și mie zice,
muncesc destul de mult pentru că eu mi-am făcut din pasiunea mea meseria, slujba. Știi, slujba. Și atunci pentru mine nu e foarte greu, adică trecem de la personal la meserie foarte ușor. Deci e adevărat că pentru a reuși să trebuie 90% sudoare și 10% geniu. Da. E adevărat? Da. Da. Deci eu am muncit. Dar un geniu se naște sau se formează? Măi, nu știu, că nu l-am cunoscut niciodată. L-am cunoscut niciodată. Nu știu. Eu știu că în momentul în care am început să fiu profesor, am crezut că e mai ușor. N-am crezut că pasiunea și dragul de copil mă va consuma atât de mult. Și în momentul în care te duci acasă și stai să te gândești de ce nu ți-a ieșit, ce ar trebui să faci, atunci încep să devii mai bun ca profesor. Știi? Și când ți-am spus că sunt harnic, înseamnă că sunt și un om care gândește foarte mult ceea ce face. Stau foarte mult și gândesc dacă e bine, dacă nu e bine. Și îmi place totdeauna să cred că școala e spațiul în care ți-aduc foarte mult adevăr. Și dacă e despre știință, e și mai bine. Și atunci muncesc foarte mult în zona asta să nu spun lucruri false la clasă, pentru că să știi că se cade foarte mult în zona asta a unor idei false, a unor interpretări super inocente, să le zicem. Și atunci eu la clasă încerc să aduc altceva. Și pentru asta e multă muncă și multă cercetare în spate. Bravo, Bogdan! Bravo! Mă simt foarte bine și chiar e emisiune în care ne distrăm amândoi, e foarte fain. Spune, Bogdan, părinți. Cum sunt părinții copiilor din zilele noastre? Acum, la întrebări strategice de pus unui profesor, unui om care lucrează în educație, să știi că eu nu prea am răspunsul, pentru că eu nu am așa o relație foarte apropiată cu ce se întâmplă în școală, ce se întâmplă în exteriorul școlii sau cu părinții. Pentru că îți spun sincer că a fost așa o comunicare între mine și școala în care am fost, în care eu trebuia să-mi fac orele. Eu totdeauna așa am receptat. Eu trebuie să-mi fac foarte bine ora, să fie copilul mulțumit. Acum, la început, totdeauna aveam probleme cu părinții, interpretau modul în care predau, pentru că, cum îți spuneam, te scot din zona de confort, îți propun altceva, un alt demers, trebuie să faci față, stau lângă tine, dar te mai și oblig să faci față și la început nu cred că sunt receptat ușor, dar cum îți spuneam, în timp lucrurile se văd. Eu nu cred în profesorii care au formula magică. Nici eu nu sunt bun pentru toate tipurile de elevi. Nu cred că dacă vii la mine, la ora mea, la clasa mea, 100% vei lua nu știu ce notă, nu cred în astea. Eu cred că trebuie să existe o compatibilitate și eu tot timpul am sperat că am un anumit tip, un anumit profil de elev și un anumit profil de părinte. E părintele acela care vrea ca a lui copil să fie format așa cum trebuie pentru societatea care va urma. Nu să facă față unui examen. Înțeleg. Foarte frumos, foarte frumos, Bogdan. Tu ai umblat în străinătate. Nu. N-ai prea fost. Nu. Vreau să te întreb care ar fi diferențele într-un sistem de afară și sistemul al nostru. Nu știu. Nu știu pentru că îți spun sincer că sunt un pic așa tot timpul frustrat când aud cum sunt profesorii din străinătate și cum sunteți voi. Măi, eu sper că nu sunt chiar așa pe minus. Sper că sunt dinamic, sper că mi-am schimbat discursul și mentalitatea în timp. E adevărat că mă informez foarte mult despre ce se întâmplă, caut idei, mă uit la profesori din alte țări, să văd mai degrabă mentalitate și modul în care abordează relația cu elevul și mai să știi că mă simt bine poziționat așa, pentru că sunt suficient de deschis la minte și sunt suficient de bine ancorat în realitate. În sensul în care elevii mei spun, vai, domn profesor, parcă veniți din altă lume, dar numai că eu încerc să gândesc totul din perspectivă culturală și asta încerc să le arăt lor. Și cum îți spuneam, puteam să fiu văzut ca un profesor clasic dacă rămâneam cam primii mei ani cu cravată, pantofiori și la sub braț catalogul, dar astăzi sunt mult mai dinamic și cred că și o pereche de Adidas îmi dă valoare pentru că știu ce fac cu mintea copilului. Wow! Bogdan, spune acum câteva cuvinte despre ce ai scris tu.
Ai cât mai multe cărți sau? Am mai multe cărți. Acum sunt într-o perioadă în care mă dedic în zona didacticii. A modului în care profesorii pot să faciliteze cumva drumul acesta al elevilor spre lectură. Ultima mea carte a fost despre didactica lecturii. Chiar m-am uitat pe net. Dinamica lecturii se numește și e o carte creată din reflecțiile pe care eu le-am avut de-a lungul anilor mei la liceu. E o carte care îți explică un pic și îți conceptualizează mai clar ceea ce am făcut la clasă, pentru că îți spuneam, în spatele orelor mele stă foarte multă căutare. Caut foarte mult, încerc să verific dacă ceea ce spun și demersul pe care eu îl fac este corect, pentru că nu vreau să pierd timpul elevului. Și atunci toate reflecțiile, toate gândurile, ideile, notițele pe care le-am făcut de-a lungul timpului, le-am pus în această carte. Sunt mândru de ea, sunt încântat de ea, să știi. Pentru că e o carte în care i-am pus și pe foștii mei profesori. Pentru că, de fapt, eu am învățat să predau de la ei și cumva în fiecare capitol se găsește câte un profesor care m-a învățat fie să citesc poezie contemporană, fie să citesc eseu, fie să gândesc mai deschis relația dintre societate și cultură. Și despre asta a fost. Iar acum lucrez în continuare în zona asta a lecturii, a literației, analfabetismului funcțional. Încerc să înțeleg eu mai bine, ca după aceea să dau mai multă coerență unor idei, unor concepte. E un spațiu, e un, cum să spun, un mediu în care e foarte mult de căutat, în care mi-am dat seama că pot să spun ceva. La început am scris, mi-am dorit să fac critică literară. Și îți spun sincer că mi-am dat seama că nu sunt foarte bun. Nu sunt în zona aceea. Și atunci am zis, mă, de ce să nu fiu conștient că poate ar fi bine să formez cititorii de critică literară. Poate acolo e talentul meu. Și asta fac. Sper că peste vreo 10 ani mulți dintre cititorii poeților și prozatorilor noștri să fie formați de mine. Sper, așa. Trăim în utopie. Așa va fi, Bogdan. Să sperăm. De tine vor fi formați. Să sperăm. Asta, noi ne-am cunoscut la un festival de film, Festivalul de Film Istoric de la Râșnov. Spunem extrașcolar, vara, la ce activități umbli? Acum, de când cu Merito, timpul meu a fost foarte plin. Tot ne-am întâlnit în astfel de contexte în care am încercat cumva să ne mai spunem din ideile noastre. Să știi că verile mele sunt foarte simple. Mă trezesc dimineața, fac o lectură, mai ies cu prietenii, mai fac încă o lectură. Deci, cumva e ceea ce am și vrut să le transmit elevilor mei, că nu sunt un cititor doar cu cele 10 cărți sau 20 de cărți pentru bacalaureat, ci eu așa știu să trăiesc. E modul meu simplu de a trăi și trăiesc foarte simplu. Și extra fac de toate. Dacă e festival, mă duc la un festival, dacă e să urmăresc un documentar, lucruri de genul ăsta, filme de tot felul, deși nu sunt un mare cinefil, dar încerc de fiecare dată să mă mai bucur și de momente de relaxare. Bravo, bravo, Bogdan. Mi-a plăcut mult perioada aia noastră de la Râșnov, de la Festivalul de Film Istoric. Am râs mult. Chiar a fost fain. Spune-mă, Bogdan, despre limba română. Care este parcursul limbii române, să zic, spre viitor? Și aici depinde. De cine? Și aici depinde de multe. Am eu așa câteva. Când zic limba română, zic, îți spuneam, mă raportez la modul în care e vorbită, modul în care o conștientizăm, cum îi conștientizăm dinamica, modul în care este predată. Depinde. Se face foarte multă limbă, foarte multă gramatică încă în model descriptiv. Încă descriem toate părțile de vorbire. Asta e o durere a mea, că încă nu reușim ca profesori să ajungem la pulsul limbii. Să-l învățăm pe copil să simte limba și să înțeleagă cum să o folosească, nu doar corect din punct de vedere gramatical, dar să fie atent și la proprietatea termenilor, dar și la intenția de comunicare. Și cred că aici avem foarte mult de muncă, de schimba mentalități mai degrabă. Să știi că ora de limbă e ușor de făcut. E foarte ușor de făcut.
e cea mai sigură lecție. Lecția de gramatică. În schimb, da, lecția de limbă funcțională e cel mai greu de făcut. Pentru că acolo trebuie să simți pulsul limbii. Trebuie să simți intenția și să fii foarte atent cum șlefuiești modul în care elevul pune cuvântul într-o propoziție, într-un enunț sau chiar în discurs. Și eu aici muncesc foarte mult și caut foarte mult pentru că și poate aici intru un pic în conflict cu ceea ce se face la clasă. Eu nu pot să mă duc să trec substantivul pe tablă. Nu pot. Sau verbul. Eu vreau să simți verbul când îl folosești și cu ce scop. Dacă e să vorbesc de limbă, mi se pare că pentru secția maghiară suntem într-un colaps sau suntem într-un moment în care nu ne mai sincronizăm foarte clar cu contextul sau cu lucrurile care ar trebui să fie coerente pentru elev, pentru că eu sunt șocat că la liceu se face foarte puțină limbă adevărată și limba nu intră în contact cu domeniul cultural. Niciodată n-am înțeles de ce se vede atât de rupt partea de limbă, de partea de literatură. Limbă, literatură și cultură mi se pare că e un dans pe care ar trebui să-l faci în fiecare oră. Dar aici e o nemulțumire a mea pe care o am de ceva timp, dar sperăm că în timp oamenii care decid vor înțelege că a învăța limba e un fapt de cultură, nu doar social. Așa și e. Bravo, Bogdan! Sperăm! Bravo, Bogdan! Mesajul tău chiar deschide noi uși. Da, e prea faină seara asta ca să deschidă, să mă adâncesc în acest subiect. Cred că voi scrie în următoarele săptămâni despre așa ceva, pentru că mi-am dat seama că prea mult tăcem și prea puțin argumentăm. Exact. Spune-mi, aproximativ câte cuvinte are limba română? Nu știu. Nu știi? Nu știu, pentru că eu nu fac nimic descriptiv, ci te pun să cauți. Mie îmi place mult statistica, știi, să spune de o limbă că este deosebită dacă are mai multe cuvinte decât altă. Suntem într-un moment în care, bineînțeles, că aș putea să-ți răspund, pentru că suntem în momentul în care apare DOM 3. E acea carte lege, cum ar veni, în care sunt menționate cuvintele care au intrat recent în limbă și dacă dăm o căutare pe Google în acest moment, deja se menționează și despre noile cuvinte din limbă și modul în care ele se utilizează și voi, mass media, cred că ați contribuit foarte mult la dinamica vocabularului, așa că în scurt timp vom vedea și alte cuvinte în limbă. Spune-mi, care e pericolul, în ghilimele, a celor cuvinte venite în altă limbă care intră în limba română? Nu văd neapărat un pericol. Anglismele sau... Da, nu văd neapărat un pericol. Cred că trebuie să existe un echilibru, dar să știi că există unele cuvinte care sunt deranjante și cred că mai degrabă nu neapărat cele care sunt în dicționar. Eu mă refer acum la limbajul pe care l-au tinerii. Să știi că mă deranjează cuvântul blană pe care îl folosesc. Care? Blană. Blană? Da. Dacă blană. Da. Cum merge totul? Blană. Prima dată când am auzit, am stat să-l... Ce înseamnă? Știi? Și atunci mi-am zis, hopa, înseamnă că elevii mei n-au conștiință lingvistică. N-au conștiință lingvistică. Hai să începem să formăm conștiința lingvistică. Și asta spuneam, dacă ora de română ar fi despre puls, despre sens și despre o anumită... și eleganță, dar și jovialitate și dinamica limbii, cred că elevii și-ar construi o conștiință mult mai clară și mult mai coerentă. Și atunci ar ști clar dacă să folosească sau nu un anumit cuvânt în comunicare. Fain. Spune-mă, Bogdan, accentele din diferite zone României se schimbă? Ce părere ai? Adică dialectul sau accentul din Moldova cu accentul din Transilvania, cel din Oltenia. E o fluctuație în a se schimba, se dilua, să zic așa? Da, cred că se schimbă și cred că există o anumită dinamică a limbii. Eu cred că Clujul e cel mai clar exemplu. Venind foarte mulți oameni din foarte multe zone, deja nu mai simți aceeași dinamică a limbii. Dar depinde
cred că mai mult de, sau pe mine mă interesează mai mult corectitudinea limbii. Pentru că, până la urmă, e orice mod specific de a accentua un cuvânt sau de a-l pronunța, cred că dă acea culoare, acel adevăr al spațiului în care tu te afli. Deci eu sunt pro de a ne păstra încă specificul lingvistic în fiecare zonă. Spune, în ce zona a țării se spune că se vorbește cea mai curată limbă română? Eu știam, cred că auzisem că în zona Brașovului, Brașovului? Acolo, cred, dar nu n-aș ști să-ți spun foarte în clar. În sud undeva? N-aș ști să-ți spun foarte București? Clar. București? Nu cred, nu cred. N-aș ști să spun. Spune-mi, cât de greu sau cât de ușor învață un străin limba română? Depinde de motivația pe care o are și depinde de coerența pe care o dai orelor. Am pentru că am mulți prieteni expați și unii învață, unii nu învață. Uh-huh. Ține de motivație, ține și de înclinație, depinde de vârstă. Cu cât ești mai mic, cu atât înveți mai ușor. Italienii, bineînțeles, mai... învață ușor, sau francezii, da. Dar mulți nemți nu învață ușor. Da, am lucrat și cu nemți, am lucrat e și cu americani, dar să știi că americanii foarte ușor învățau. Serios. De ce? Pentru că aveau o deschidere culturală mult mai puternică decât alte... Adică cum deschidere culturală? Adică mai interesați? Da, erau mult mai interesați, mult mai dornici să învețe măcar baza prin care să te cunoască pe tine. Am rămas șocat la o grupă de străini pe care am avut-o. Americanii cât de tare și cât de rapid reușeau să învețe limba. Europenii erau mult mai stricți, aveau nevoie de mai multă teorie, mai multă siguranță și abia apoi începeau să te cunoască. Dar pe mine m-au impresionat americanii cât dialog viu exista la ei. Deci și voința contează în a învăța o limbă, o motivație. Da, motivația. Deci nu accent și... neapărat sau similitudinea dintre limbi. Nu, nu cred asta. Nu cred asta și cumva eu mizez foarte mult pe teoriile astea ale învățării limbii române ca limbă străină și la clasă, mai ales dacă clasa nu are un nivel lingvistic foarte bun. Și îți spun că totul ține de motivație și cred că în zona asta încă e foarte mult de lucru, pentru că fiind o limbă străină e foarte greu să ajungi la celălalt. Sau dacă ai o iubită româncă, sigur înveți mai iubit. E un sfat pe care îl dau tuturor. Să ai iubită româncă, rapid înveți română, corect, nu? Corect. Spune-mă, Bogdan, până la urmă, de care limbă latină română e cea mai apropiată? Pentru că știu că am prieteni în Brazilia și Portugalia și mi se pare că româna seamănă foarte mult cu portugheza. De exemplu, în limba portugheză se zice exact ca limba română, con carne e vacă, nu se moarge foame. Exact așa se spune. Uite, nu știam partea asta. Con carne de vacă, nu se moarge foame. În portugheză așa se spune, serios dacă nu. Deci, la istoria limbii o să te pun la telefon elevilor mei ca să le explice asta. Nu știam asta. Clar că există fondul nostru latin, se resimte și e mult mai ușor după ce ai făcut latină cu ei să-i înveți pe copii anumite cuvinte, zonă etimologică și lucruri de genul ăsta. Și apropo de asta, chiar la Luceafărul stăm și ne uităm la cuvintele de origine latină care au dat un pic de armonie textului și asta e o parte pe care o fac. N-aș ști să-ți răspund foarte clar de care limbă se apropie mai tare. Retro-romana, știi că retro-romana e limba din Elveția, care e limba oficială, nu? Uh-huh. În Elveția se pare că e foarte similară cu română, e adevărat? N-aș ști să-ți spun foarte mult despre subiect. Nu intru în zona asta lingvistică, am citit destul de puțin, sincer. Nu. Merg mai mult în zona lingvistică, simplă, practică și pragmatică. Spunem sunete, melodia, cât de mult contează într-o limbă? Ce muzicalitate are limba română? E foarte importantă și de obicei de acolo începi învățarea limbii. Eu cel puțin, de la modul în care, cum îți spuneam, de la puls, de la muzicalitate, de la sunet, de la formă, de la pronunție și odată ce elevul receptează sunetul, deja e un prag extrem de important pe care l-ai trecut spre crearea sensului. Deci importantă. Foarte importantă.
mai ales în zonele în care există carențe de înțelegere a limbii sau carențe de receptare a textului, zonele de analfabetism funcțional unde sunt foarte crescute, acolo de obicei intervenția se face de la sunet, muzicalitate spre sens. Wow! Care este cel mai lung cuvânt din limba română, știi? Și că sună ciudat. Astăzi mai n-am întrebat dacă știam că vin la știi și câștigi, mă pregăteam. Că în engleză am mulți prieteni mei pe afară și toți au un cuvânt lung în limba română, în germană, în engleză, în franceză. Deci n-ar fi un cuvânt. Știu, odată l-am folosit la clasă, dar nu-mi vine minte. Dar există un cuvânt, nu? Da, există și îl făceam în comparație cu cel maghiar care e foarte lung, dar am un lapsus, chiar nu știu. Noi trăim în Transilvania, da? Cât de ușor învață un copil maghiar limba română? Învață ușor dacă e deschis la minte. Simplu. Mentalitatea. Cred că e mentalitatea. Măi, mie nu mi se pare chiar așa filozofie partea asta pe care o tot... pe care se tot mizează. Băi, e maghiar, învață româna, e profesor român, e la maghiar. Păi, niciodată n-am zis ce e așa mare lucru. Da, eu de mic copil am stat în spatele blocului și clar, cu Mogdi și cu Lehel. Uh-huh. Adică n-aveam nicio treabă și îți spun sincer că eu foarte greu mi-am dat seama că e o diferență între român și maghiar. Abia când am ajuns să predau la liceu, mi-a zis, băi... Știi limba maghiară? Nu. Știu câteva cuvinte, un sivem, un sio, lucruri de genul ăsta, sedas, clar, dar nu știu foarte multe cuvinte, mai pot să înțeleg din context anumite lucruri, dar îți spuneam că mie mi se pare că e foarte ușor de învățat pentru ei dacă sunt deschiși la minte și dacă își doresc și dacă mentalitatea lor este așa deschisă spre toate culturile. Vreau și eu cam asta vreau să le demonstrez la clasă, că se poate. Se poate dacă suntem foarte ok toți cu toții. Bogdan, a fost foarte fain să stau de povești cu tine, chiar m-am distrat mult și am învățat multe despre limba română. Spune acum la sfârșit de poveste frumoasă cu tine, dacă ai un mesaj, un profesor de română deștept din Târgu Mureș, după ce n-am și să răspund la întrebări, mă faci deștept aici. Cum să nu, eu spun perfect. Ce mesaj ai avea tu către profesorii de limba română, către cei care țin limba română în mâini? Să se relaxeze. Să se relaxeze și să coboare din lumea ideilor în clasă, să vadă nevoia copilului, să vadă ce nu știe, să se apropie de el, să-l înțeleagă și după aceea să clădească. E inutil să avem așteptări până nu oferim suficient de mult încât elevul să aibă posibilitatea de a alege. Eu cred că trebuie să fim adepții adevărului științific, al corectitudinii și în plus a unei permanente empatii cu nevoia elevului. Bogdan Rațiu, respect. Deci, mesajul tău este să ne relaxăm. Deci, oameni buni, haideți să ne relaxăm și să ne vedem cu bine în curând. Mersi și eu.